distinși membrii Academiei, dragi cercetători, fiecare sfârșit de an ne găsește săvârșind o tradițională incursiune în dublă direcție. Pe de o parte ne întoarcem în trecut, contabilizându-ne reușitele, momentele de satisfacție și împlinire pe care ne-a fost dat să le trăim. Pe de altă parte, ne situăm în viitor, proiectându-ne-l în parametrii așteptărilor. Trecutul îl putem reconstitui, viitorul imagina, dar nici unul, nici altul nu ne aparțin cu adevărat. Ce ce ne aparține este prezentul. Închem un an care ne-a adus provocări și schimbări. Începem un an nou în care va trebui să ne consolidăm și să dăm dovadă de voință și perseverență. Aspirațiile noastre se pot realiza doar pornind de la ceea ce, ce deținem cu certitudine în prezent. Iar în prezent, Academia de Știință a Moldovei este o instituție ce reprezintă capacitățile intelectuale ale țării noastre, contribuind la creșterea imaginii și prestigiului ei în lume. Actualmente, grație eforturilor cercetătorilor, am reușit să fim tot mai vizibili la nivel internațional, prin participarea în cadrul celor mai importante programe europene de cercetare. Și, totodată, să avem un impact social, cultural, economic, la nivel național. Aceste frumoase realizări ne motivează să acceptăm cu curaj noile provocări, să rămânem consecvenți. Și să ne consolidăm eforturile ca aceste schimbări să creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea științei, a excelenței și a implicării tinerilor talentați. De aceea, dragi cercetători, îmi doresc ca ajunul sărbătorilor de iarnă să ne găsească satisfăcuți de realizările trecutului, motivați și privind cu speranță în viitor, dar trăind cu plenitudine. Bucurie prezentului. Vă doresc din tot sufletul, ca spiritul sărbătorilor de iarnă, să vă inspire la creație și la înaintarea cu perseverență în viitor. Sărbători fericite și la mulți ani!